Wow! Wow! Bine v-ați venit! Astăzi vom juca Super Mario 3! Wow! E un troll! Da! E un troll to the best! Măcar jocul ăsta are background music! Yeah. Am depresie! Ți-ai amintit de... Mihai! What? Da! Ai ieșit din joc. Da. Vezi că funcționează butoanele diferit decât crezi tu. Da, mi-am dat seama. Startul chiar face ceva. Ok. Mihai e Mario. Eu sunt... Luigi. Bup. Deci, pe lângă Kirby, prima dată când am înregistrat pentru vreun canal, pentru canalul lui Mihai, am înregistrat Mario 3, deci... A throwback to the past! Wow! Asta vrea să zică Mihai la început, deci probabil nimeni n-are niciun context. Mihai e oribil la jocul ăsta, pentru că e un platformer. Ăsta e un context. Da. Ăsta e contextul la toate platformele. Eu o să fiu un pro master. Da. Pretty much o să joc doar la partea în care trebuie să fie gamble sau ceva, pentru că acolo-s bun. O să vedem noi. Acolo-s mai bun ca tine. O să vedem noi. Da? Tu nu poți să faci alea 3 să... De ce nu fugi? Pentru că nu merge! Ba da, ți-a apăsat pe butonul de fugă. Care-i butonul de fugă? Oh, ok. Yay! Yay! Wow, ai terminat un nivel, mamă! Să nu vă așteptați ca Mihai să facă asta restul jocului. Cred că asta a fost singurul moment strălucit al tău. Da. Să nu vă învățați. Wow. Între timp, Fandi a jucat jocul ăsta toată copilăria lui. Da, e singurul joc pe care l-am jucat în viața mea, de fapt. Da. Pare rău să zic, dar ăsta e adevărul. Cred că pe aici era un secret. Nu. Nu. Era doar... Mi-a dat cu bambuză. Da. În sus era secretul. Aha. Oh, și... of course, deja îl știi. Deja termin jocul. Da. Corect. Sunt un Super Mario 3 Master, dacă nu știa nimeni. Cumva, jocul ăsta o să dureze mai puțin decât Wheel of Fucking Fortune? Da, o să terminăm în 2 episoade jumate. Ai, ai, ai! Deja fac mai bine ca tine. Da, oficial ești mai bun ca mine până acum. Da. Uite, mă, uite-te cum... Mi-ai? Da. Mai greșești mult butoanele alea? Da. Uite cum face un maestru. O treabă bună, Mihai. Eu cred în tine. A fost intenționat ca să pot să trec pe sub chestia aia. Da? Eu cred în tine care crede în mine. Erdin, la ora de religie. Deci o colegă a zis ceva de genul eu cred în nu știu ce zei și a fost o discuție de asta cu profa despre alți zei și chestii și Erdin se uită de religie sau? Legat de religie, da. Și Erdin se uită spre mine și zice eu cred în mine care cred în tine. Ui. Probabil habar n-ai de unde e referensul ăsta. Nu. Pentru că ești un nu vreau să zic cuvântul ăsta. Deja am zis Alabama de câteva. God fucking damn it! Nu din nou, te rog! Da, Andy continuă acolo. După cum am zis, deja sunt mai bun ca tine. Cum se întâmplă asta? Ce? Cum se întâmplă că
n-ai murit. Pentru că am învățat și eu în 2 ani să joc jocul ăsta. Asta ai făcut? De când ne-am cunoscut? Da, de când... m-am antrenat cu Mastery Underground al jocului și m-am chinuit să devin mai bun ca tine. Îmi place să-mi imaginez că de când ne-am cunoscut și am râs de tine, te-a marcat și în secret te antrenezi în fiecare zi. Ma, știi că tot vezi acolo Euro Truck Simulator, da? Da, așa l-ai numit ca să... Da, ca să nu pară că de fapt mă chinui la jocul ăsta de câțiva ani. Câte ore ai în Euro Truck Simulator? Vreo 60 și ceva sau mai mult. O să caut să găsesc proof și o să fie pe ecran. Fix aici, fix acum o să fie. Uite, uite-l pe ecran. Să moară GB-Land, nu-i pe ecran. Da, dar dacă pui în calcul, gen asta e doar chestia, dar dacă pui și ce am jucat torentat. Tu torentezi chestii, Mihai? Da. E cam urât. Știu, nu? N-ai niciun respect față de creatorii jocului? Asta vrei să spui? Da, am avut respect pentru că am cumpărat jocul și tot ce era DLC pe. Dacă asta nu spune respect, nu știu ce spune. Da, dar înainte de asta? Înainte de asta vreau să testez jocul. Acum înțeleg ce ziceai că jocul se mișcă mai încet decât PS-ul tău. Chestia aia din Kirby, în care am zis la nivelele care te urmăresc. Da. Ți-am zis, ăla din Kirby se mișca normal. Da, aici chiar e încet. Get on with it, game designers, Jesus. Sari acolo. Sari, fucking. Bine, nu sări atunci. Se pare deci... că era un secret acolo. Am apăsat să sar și n-a sărit. God fucking damn. Îți arată... Hey Luigi, uite cât de multe mori sunt acolo și cât de multe lor sunt. Îți arată maestru cum se face. Adică eu? Dacă termin nivelul ăsta. De fapt, asta e ușor. Ce? Dacă nu mor 10 nivele la rând, poți de acum încolo să mă strigi Cheeto Daddy? Cheeto Daddy? Da. Nici măcar nu mănânci Cheetos. Știu, dar e pentru că nu mai avem Cheetos în România. Dar chiar nu e numai... Dar chiar mai există altundeva sau pur și simplu? Da, există. Nimeni. De ce nu? Mi-am adus aminte de un joc de browser care era cu... Cheetos? Da. Dar stai, e un joc pe SNES, Chester Cheetah, nu știu ce. Da? Da. Wow. Deci, dacă nu mă... Auzi, dar ce era în jos acolo sau doar vrei să mă faci să dau fail? Nu în jos, nu de locul ăla vorbeam. Deci, ăsta a fost primul nivel. Dacă nu mor 10 la rând, o să-mi zici The Cheeto Daddy, nu? Da. Promis? Uite, aici geniul meu va străluci. Nimeni nu face asta, Mihai. Știu că ai reușit toată, dar a fost pure luck. Absolut nimeni. Da, caca pișu. Asta nu înseamnă că ai făcut-o. Shut up, era un mushroom cu coroană. Nice and easy. Îmi place mult paleta de culori. Da, oarecum s-au gândit la asta. Au avut niște oameni care știau cum să facă culori spre deosebire de noi?
Mamma mia! În episodul următor.